Tragedie pe DN2 la ieșirea din Buzău spre Ploiești. Doi tineri care se căsătoriseră în iunie au murit în urma unui cumplit accident rutier. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Ne spune ce s-a întâmplat Ivet Mârzea. Te ascultăm, Ivet. Bună ziua, Diana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Accidentul a fost surprins de camera de bord a unui șofer care circula pe prima bandă. Pe a doua bandă se vede cum vine cu o viteză foarte mare o mașină galbenă. În fața acesteia se creează un mic blocaj, iar șoferul încearcă să treacă brusc pe prima bandă. Acroșează o altă mașină și este proiectat pe contrasens. De acolo însă venea regulamentar o camionetă care izbește mașina galbenă în plin. La volan se afla Alin, un tânăr de 27 de ani, iar în dreapta lui era Alexandra, proaspăta lui soție de 24 de ani. Amândoi au fost transportați la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Buzău, însă mai întâi bărbatul, apoi și femeia au pierdut lupta pentru viață. El era inspector la Casa de Pensii Buzău, iar ea cadru didactic. În camionetă se aflau doi bărbați de 35 și 36 de ani care au fost răniți, dar viețile lor sunt în afara oricărui pericol, spun medicii.